Haideți să ne întoarcem puțin la echipa dumneavoastră. Bineînțeles, Andrei Ivan, două goluri. Eu vă spun însă că mie cel mai bun jucător mi s-a părut Mateiu de la dumneavoastră. Mateiu a fost fantastic, Mateiu a fost imperial. Unul de cele mai bune meciuri ale lui de când îl știu eu pe Mateiu. Mm-hmm. A fost fabulos. Mm-hmm. Dar să știți că i-a venit fetița acasă, chiar în ziua aceea. Mi-a zis după meci că din în cantonament nu sunt, era aia fuge dacă se intră în cantonament, că trebuie să-și vadă copilul pentru prima dată. Deci a avut, să spunem, o motivație în plus. Nu sunt la curent cu zona mondenă, are o fetiță, are un nou născut? Fetiță de câteva zile, de 2-3 zile, 5 zile. Și a văzut-o, i-a venit fetița acasă, a văzut-o înainte de meci? Cum ar veni? La București și au venit la Craiova, chiar, el nu a apucat să se vadă, deci a jucat fără să-și văzut pentru prima dată copilul. A dat dovadă de bărbăție pentru că s-a născut înainte cu 2 zile de meci, dacă nu mă înțel. Uh-huh. Și însă l-a întrebat, vrei să duci la București, să-ți vezi fetița? Și a zis, nu, însă, e un meci mult prea important pentru noi, stau aici și am prins-o văd după aia. Adică chiar m-a impresionat. Frumos de tot, frumos, chiar frumos. Adică în loc să piardă 7-8 ore pe drum, să stea mașină, să fie obositor, el a preferat să stea în cantonament și să ajute echipa, în condițiile în care clubul i-a dat permisiunea să se ducă. Uh-huh. Da. Ia, cred că fetița și gândul că fetița vine acasă, cred că i-a dat aribi lui Mateiu, pentru că a făcut o partidă perfectă și cred că aici domnul Rotaru cred că poate să ne ajute Andrei Vochin cu cifrele Instat. Andrei, cum e? Eu nu cred în cifrele indicii Instat, adică în punctul meu de vedere sunt o păcăleală. Putem să vedem duelul câștigate, putem să vedem, pentru că dacă ai un fundaș care joacă execrabil, și îți dă două goluri la două fate fixe sau unul din penalti și unul cu capul, este Messi, dar el a făcut cel mai bun meci. Așa că putem să ne uităm pe zi, nu fac ceva, dar... Da, chiar sunt curios să văd ce zic. Un minut, domnul Rotaru, hai să vedem chiar ce zic. Ce ai zis, că am avut ochi cu Mateiu? De ce, Andrei? Da, am avut ochi cu Mateiu pentru că Mateiu a purtat 22 de dueluri. Eu vorbesc de poziția pe care a jucat. La poziția lui e important să nu pierzi duelurile. Mateiu a jucat 22 de dueluri, cele mai multe din echipă și a câștigat 77%. Lucrurile astea le întâlnești destul de larg la mijlocași centrali în fotbalul românesc, un număr atât de mare de dueluri câștigate în interiorul unui meci. Nici eu nu mă orientez întotdeauna după acel indice Instat, probabil că domnul Rotaru se referă la acel indice Instat care îți măsoară printr-un număr totalitatea elementelor unui jucător într-un meci, dar spun sincer că eu dacă aș avea un fundaș central care îmi dă 2 goluri, m-aș asigura ca oricâte gafe ar face el să echipa să nu primească 3. Dar e greu să găsești fundașul la central care chiar să-ți dea 2 goluri. Și care a fost top 3 de la Universitatea Craiova conform cifrelor Instat? Chiar mi l-am notat aici, uite, da? Vezi, gând la gând cu bucurie. E interesant, domnul Rotaru. Dacă e să luăm după indice Instat, Ivan este pe locul 1, da? Mateiu e pe locul 2 și în Ceama, fundașul stânga, este pe locul 3. Ia auziți, domnul Rotaru, apropo, Busuioc, cum v-a plăcut? Cum îl alintăm noi? Extraordinar, adică de asta l-am luat. Analizele, dar superiți analizele departamentului nostru de scouting în momentul când ni s-a propus acest jucător, pun exact ceea ce am văzut sâmbătă seara. Ce m-a plăcut? Adică cum vi s-a părut? Și aș vrea să spuneți două vorbe și despre el și despre Macedonean, despre fundajul central. Păi o să folosesc expresia doctorului Stamatescu, care a spus, așa cum v-am zis, Busuioc e tank, pentru că la cifrele fizice a ieșit Petrovic și a ieșit extraordinar. E tank și în plus ești cu Varda. Viteză, explozie, tehnică, capacitate de efort foarte bună. Așa că l-am citat totul ăsta atât. Am înțeles. Deci Busuioc tank, pur și simplu tank, a? Tank, Busuioc tank, a câștigat la lucrurile lui 2 dueluri la cap, da? Deci are o defensă bună, are o precipitate bună și a văzut că fața ofensivă e incredibil. Chiar vorbeam cu colegii mei că au zis că dacă joacă așa, îl ține pe bancul, pe bară. Și a zis că este imposibil să-l ține pe bancul, pe bară. Pentru că dacă joacă foarte bine, e clar, ești peste bancă, e clar că va plătea la bani. Adică nu poți să zic. Și atunci are să ține pe bancă, pe bară. Ori joacă proști și joacă bancă, ori joacă foarte bine. Dacă ești peste bancă, atunci înseamnă că ești un jucător foarte, foarte bine. Deci oricum ar fi, bancul săracul rămâne la Craiova, asta înțeleg. Bancul joacă, da. Și rămâne la Craiova. Zaikov?
Foarte bine, foarte bine Zaikov, adică el până la urmă a fost titularul Volcas, echipa ucrainiană, care după Shakhtar și Dinamo Kiev se bate cu Zorya la a treia, a patra echipa Ucrainei. Să fii titular acolo, să fii titularul naționalii Macedoniei de Nord, e clar că suntem ceva. Și mie mi-a plăcut sigurată. Ok, a început prin primul meci după 7 luni de zile, cred. Ceva de prin iunie nu mai jucase meci oficial. Fiind primul meci, a început să fii titular. A făcut să fii 2-4 greșite, dar după care... No, mie mi s-a părut că după vreo 10-15 minute de acomodare a intrat foarte bine în meci. Da, da, da. Un jucător cu personalitate, un jucător cu experiență, a făcut un cuplu foarte, foarte bun cu Raul Silva acolo. Da, nu, bun și jucători interesanți amândoi. Tehnica lui Raul Silva cu răutatea tipic balcanică, ca să zic așa, a lui Zaikov. Și nu știu dacă țineți minte, sigur dumneavoastră țineți minte, nu știu acum cei care se uită la emisiune, a fost la un moment dat în repriza a doua, i-a dat un număr lui Birligea, care Birligea e numai mușchi, numai fibră, l-a aruncat 2 metri, dintr-un număr. Da, da, da. Deci, un jucător, sperăm, ușor, ușor, să arătăm ceea ce am văzut în cantonament. Asta este dorința mea, dorința noastră tuturor. Asta am și spus ce înainte de meci cu CFR-ul, că vreau să arătăm, vreau să regăsesc echipa pe care o știam.